Salut dragilor! Ce faceți? Sper din suflet, sperăm din tot sufletul că sunteți bine. Sta să vedeți ce am pățit! Doamne, suntem acum în pauză de plajă, așa. Am adus cu noi o, un sac sau o saltea gonflabilă. Nu m-am uitat uh, nici eu, nici Rafael, noi nu ne-am uitat la indicații până acum. Noi am crezut pur și simplu că trebuie să luăm pompa, am adus pompa din mașină și am crezut că trebuie să luăm pompa și să o umflăm. Când colo, găsim aceste indicații. Chica, deschideți Sacul gonflabil, alergați contra vântului, lăsați aerul să umple complet sacul și apoi sigilați-l. Repetați operațiunea și pentru sacul gonflabil drept. Wow! No. Cu ajutorul curelelor din plastic, închideți gurile sacilor și rulați-le spre interior până când sacii devin tensionați. Bun. Apoi, ci că să folosim catarama pentru strângere și etașare completă și ci că să ne bucurăm de relaxare. Da, să vedeți cum arată. Da? Asta este. Trebuie luat pe plașă și alergat contra vântului. Nu, stai să vezi distracție. Hai să vedem câte sunt aici. Dumnezeule, sunt câți, adică sunt 2 saci sau 3, nu mai știu. 2 sau 3. nu, mami, vom alerga contra vântului. Și umflăm sacul, saci gonflabil cu aer. să vedem ce o să iasă. Da? Deci, efectiv, o să... Uitați-vă. Sunt doi saci înăuntru, prinși cu această cataramă. Și pur și simplu e asta și o pui pe umeri. Deci e, e ca o gentuță. No, abia aștept să fugim contra vântului. Deja Rafael nu mai poate de râs. Nu zic numele, nu e bine să dau o... Să te dă burtică de râs. Să facem reclamă. Dar și că acest sac se poate folosi în dormitor, la piscină, plajă, terasă, la petreceri. Auzi numai, Rafael, se umple cu aer în câteva secunde, suportă până la 200 de kilograme. Mama mia! Și se pliază ușor. Nu, hai să vedem, să fugim contra vântului cu sac, o să se uite lumea la noi ca la circ. Nu contează. Mamiții îți dau un sac, eu iau un sac și fugim în disperare pe plajă, o să se uite lumea, o să creadă, băi, ce au ăștia? Zmeu de pământ sau ce -au? Da? Și o să vedem dacă reușim să facem și noi ceva. O să vă arătăm mai târziu dacă am reușit. Deși mi se pare așa de distractiv, Auzi, mă, fugiți contra vântului, lăsați aerul să umple complet sacul și apoi sigilați-l. Vai de capul meu! Dacă știam, aș fi luat ceva mai simplu, cu pompă, dar de unde să știu că există așa ceva? Nu avem de unde să visez efectiv, nu? Va, ce ne așteaptă, ce aventură! Să vezi cum o să se uite oamenii la noi pe plajă, cum fugim să încărcăm <laughs> saci să umplem saci cu aer, mami, doamne! Nu vine să cred! Vă îmbrățișăm cu mare dragoste, cum zice, mai Rafael. Mai mare dragoste, zice Rafael, da, da, cu cea mai mare dragoste, zice Rafael, și vă urăm o zi minunată. O zi cea mai minunată. Așa, mami.